Bună dimineața! Începe o nouă zi cu un soare care mai răsare. Sau dacă e înnorat, nici nu-l vezi. Haideți să vă povestesc o chestie cu un sâmbur, sau o poveste cu un sâmbur de adevăr. Erau din nou un băiat și o fată. Fata a pozat pe copertă a unei și sub copertă, și în copertă, și peste copertă a unei reviste de adulți. Interesant, nu? Bun, terminăm cu și arătăm nurii, arătăm și sutienul, arătăm și chiloții, pac. Iar domnișoara se simte jignită pentru că a luat o târnă de bani pentru așa ceva. Dar îi trebuie un soț. Toată lumea îi sare în cap băiatului. Cum să nu iei tu așa păpușă? Deci după ce a văzut-o toată lumea pe coperta unei reviste de adulți, în interiorul revistei de adulți, poate și pe poster, că na, să te uiți așa și să-l preminci lung. Cum să nu faci tu așa ceva, știi? Adică na. În fine, trecem la varianta cealaltă. Între timp, viața trece. La un moment dat, el își schimbă locul de muncă. Bineînțeles că, na, trebuia să fugă de domnișoara de pe copertă, din copertă, de pe poster, de pe nu știu ce, care și-a arătat tot ce dorea. Îi trebuia neapărat un soț și soțul acela, știi, ăla. Trecem mai departe. Vine o interesantă frază mai aparte. În colectivul în care lucrează la nou servici, una dintre fete îi dă un sfat mai aparte. Datorită faptului că am auzit că sunteți combinat cu fata de pe copertă, de pe poster, din interior revistei de adult, ca să o faceți fericită, că na, așa sunt ele, fetele de pe copertă, iar mă înjură că o înjur. Așa. Trebuie să fie dezmierdată în pat foarte bine. Vă simți bine? Ce crezi că sfat a fost? Să nu te duci la fetele de la colț de stradă să înveți cum să te arzi cu acea vedetă, că na, e vedetă acum, îi trebuie și antemergător și motor ca să scape vie și nevătămată de pe revista de adulți, de pe copertă, de pe poster, de pe tot ce îți dorești. Tot. Atunci era tot ce și-a dorit. Așa că îi recomand, mergi la șefa de resurse umane, serios, ca să vezi ce e sfat inteligent, ca să nu te duci la movila la boli infecțioase. Să știi cum să o dezmierdezi pe fata vedetă din revista de adulți. Serios, dar pe mine nu mă întrebați așa simplu. Bă, e ceva între voi sau nu? Pe ăsta vreau. Am bani. Mi-am luat și motor să scap de ăștia care se uită și pe copertă și pe poster și pe toate și ele. Nu? Interesant. Bun. În
numai că între timp, în acel job, acea discuție, acea, cum vrei să-i spui tu, ajungi la o chestie foarte interesantă. Mai era și un băiat acolo. Și zici că înainte să nu știu ce... Da, da. Și se duce el. Care era prietenul fetei care a dat chiar acel sfat. Nu te duce acolo, du-te dincolo, știi? E din fundul pământului. Ai înțeles? Practic. Îl vrea? E hărțuială ceva? Nu, nu. Nu e. Eu am motor. Eu am pozat pe revistă. Pentru revistă de adulți. Pe copertă, pe poster, pe toate cele. Și acum trebuie să fiu salvată. Serios, când ai avut capul și ai făcut acel lucru, nu te-ai gândit? Păi da, da, mi-au dat o târnă de bani, știi? Și acum ce vrei să fac eu? Să mă combin cu tine? Să te salvez sau ce? Că n-am înțeles. Iar cealaltă, nu-mi da și mie o șansă. Păi ce șansă să-ți dau, măi, frate? Că la cerșetor, nu-mi da și mie o șansă. Păi ce șansă? Mi-ai stricat viața deja. Și una, și cealaltă.